De una preotul zicea, Yahweh Shama, care înseamnă Domnul este aici. Voi spune încă o dată, Yahweh Shama, Amin. Domnul este aici. Amin. Vă mărturisesc în modul cel mai sincer că aveam în minte un alt text, dar pentru că Domnul este aici, a vorbit minții mele și mi-a pus în gând să predic în această seară din cartea profetului Hagai. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine, este o carte pe care o iubesc tare mult, să deschideți împreună cu mine Biblia la pagina 906 în traducerea Cornilescu. Am să citesc selectiv doar câteva versete din capitolul 1 și apoi de asemenea selectiv câteva versete din capitolul 2. Haideți să ascultăm cu luare aminte. Versetul 2 zice așa. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Versetul 4. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre și se adresează aici celor care refuzau să asculte de Dumnezeu. Nu vedeți, le spune Hagai, că semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine câștigă o simbrie sau un salariu, dacă vreți să-i spunem așa, pune simbria aceasta într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul, aleluia. Amen. Și vreau să trecem la capitolul 2, la versetul 10, unde cuvântul Domnului spune așa: În a 24-a zi a lunii a Noa în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor, pune preoților următoarea întrebare asupra legii și urmează un text oarecum mai ciudat, dar vă rog frumos să-mi permite să-l explic la fiecare verset în parte. Zice așa, dacă poartă cineva în poala hainei sale, carne sfințită, și atinge cu haina lui pâine bucate, bucate fierte, vin, unde lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoți au răspuns nu. Altfel spus, cuvântul lui Dumnezeu spune aici un lucru simplu pe care îl putem înțelege toți. Noi oamenii nu putem transmite sfințenie sau neprihănire. Versetul 13 explică faptul că omul poate transmite doar contaminare. Și aș vrea să întoarcem la versetul 19, va fi ultimul verset pe care îl voi citi. Și iată ce spune cuvântul Domnului aici mai era sămânță în grânare, nici via, nici mochinul, nici rodiul și nici măzlinul n-au mai adus nimic. Dar e atât de frumoasă ultima parte a versetului 19. Cuvântul Domnului zice așa, dar din ziua aceasta, adică din ziua în care hotărăști să te întorci la Domnul, din ziua în care hotărăști să asculți de Domnul, dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Vă mărturisesc în modul cel mai sincer că sunt mai obosit ca niciodată și, de asemenea, mă lupt cu un virus gripal de vreo câteva săptămâni. Dar am observat că atunci când sunt bolnav și obosit, predic mai bine și mai lung. Mi-a plăcut tare mult cum au cântat tinerii. Sunteți extraordinari. Dar știți, cel mai mare compozitor de muzică creștină care a trăit vreodată a fost o femeie care era oarbă, care s-a născut oarbă o negresă cu numele Fanny Crosby. Și femeia aceasta, pentru că s-a născut oarbă, gândiți-vă, a compus mai bine de 800 de cântări, din ce știu eu, care se cântă în bisericile evanghelice din lumea întreagă și unele dintre ele le avem și noi astăzi în harfele noastre. Și Fanny Crosby a fost odată întrebată de cineva dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut fără vedere. Și ea a dat un răspuns extraordinar. A zis așa, dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, ceea ce vă rog să rețineți este imposibil, noi nu credem în preexistența sufletului, noi credem că omul vine în ființă atunci când se naște. Dar ea a zis așa, teoretic vorbind, ipotetic vorbind, dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, ea și spus, Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Și cel care i-a adresat întrebarea, uimit, s-a uitat la această femeie și a zis, Feni, dar cum poți să spui așa ceva? Și a continuat răspunsul ei cu adevărat senzațional. Știu că în România orice banalitate este numită senzațională. Dar răspunsul ei este cu adevărat extraordinar. A zis în felul următor. L-aș fi rugat pe Dumnezeu să mă nasc așa, cum am născut fără vedere. Pentru că voi, cei care aveți ochi, vedeți în lumea aceasta o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați văzut niciodată. Dar eu a zis ea, când voi deschide pentru prima dată ochii, voi vedea chipul Domnului Isus Hristos. A și compus o cântare extraordinar de frumoasă pe care n-au tradus-o noștri în limba română, nu știu de ce, cred că are prea multe cuvinte. O cântare care spune, când vom deschide pentru prima dată ochii, Vom vedea chipul Domnului Isus Hristos. O spun la evanghelizări întotdeauna că nu-mi plac în mormântările. Nu voi participa nici măcar la înmormântarea mea. Cei drept, trupul meu va fi acolo, dar cu siguranță eu voi fi în altă parte. Când frații vor cânta cântările tărăgănate ce se cântă la noi în bihor la înmormântări. Când frații vor predica, cu mine se vor împlini cuvintele rostite de Ioan. Apostolul iubirii în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2 când spune: "O, vine vremea, vine vremea când îl vom vedea pe Hristos față în față." Am venit de la Oradia pe drumurile patriei noastre mult iubite România să te întreb, omule, ai tu certitudine aceasta? Ai tu siguranța aceasta că atunci când vei trece din această dimensiune materială în dimensiunea spirituală a lui Dumnezeu, vei vedea chipul Domnului Isus Hristos? Dacă nu, te invit în această seară, acolo unde ești, să-L primești pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Noi românii l-am decupat pe Hristos din tablă și l-am așezat la marginea drumului. L-am pus pe Hristos pe bisericile noastre. Unii doar l-au atârnat la gât, prea puțin dintre noi l-am așezat în inima noastră. Te invit în această seară, oricine ești fi tu, să-L așezi pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Știți? A fost o vreme în care predam istoria creștinismului. Și am un personaj pe care îl iubesc tare mult din istoria creștinismului, numele lui este Augustin. Fericitul Augustin, cum mi se spune. Omul acesta s-a născut în anul 354 după Hristos, a murit cândva în anul 430. Și despre omul acesta vă pot spune multe lucruri. Vă spune că a vorbit și a scris în mod special despre, despre gloria și despre măreția lui Dumnezeu. Fiecare carte a, lui, a, a acestui om se încheie cu expresia Soli Deo Gloria, adică a lui Dumnezeu să fie toată gloria. Și omul acesta descrie slava și măreția lui Dumnezeu cum nu o descrie niciunul dintre părinții biserici. Și povestește că odată, el povestește că odată se gândea la taina Trinității la măreția lui Dumnezeu, la faptul că mintea umană nu-l poate cuprinde pe Dumnezeu. Și povestește el că era pe o plajă, pe malul mării, și a văzut acolo un copilaș care se juca interesant. Făcuse o groapă și din groapa aceea un canal care mergea până la mare. Și Augustin s-a uitat la copilașul acesta și l-a întrebat, ce faci tu acolo? Și el a dat un răspuns de o naivitate superbă. A zis: Încerc să mut marea aici, în groapa mea. Și scria Augustin: Atunci am înțeles că niciodată groapa rațiunii umane nu va reuși să cuprindă mărimea, măreția gloriei lui Dumnezeu. Și când omul acesta era pe patul morții, înconjurat de cei dragi, ne spune istoria că înainte să moară, s-a ridicat. Pentru câteva clipe și a zis următoarele cuvinte. A zis așa: L-am văzut pe Domnul. Tot ce am scris despre el nu este decât o fărâmă. Și apoi și apoi a căzut din nou și a trecut în veșnicie. Tot ce am scris, a zis Augustin despre el, nu este decât o fărâmă. În această zi, dragii mei ascultători, frați și surori, dragi tineri, dragi prieteni, vreau să vă vorbesc despre ce vrea Dumnezeul acesta mare de la noi? Oare ce anume ne cere Dumnezeul acesta glorios? Știți, întotdeauna am fost fascinat de Universul sau de mărimea Universului în care trăim. Când eram copil, obișnuiam să număr stelele. N-am fost prea bun la matematică niciodată, ce drept. Așa că atunci când ajungeam pe la 8.000, pierdeam întotdeauna șirul. Totuși, am ajuns odată până la 8.000. Gândiți-vă dumneavoastră că dacă am putea călători cu viteza luminii, în aproximativ două secunde am ajunge până la lună, în două secunde. În opt minute am ajunge până la soare, cu această viteză incredibilă la care nu ne putem gândi astăzi. Dacă ai vrea să mergi mai departe, dincolo de soare, să ajungi la cea mai apropiată stea de pământ numită Alfa Santarii ți-ar trebui cu viteza aceasta incredibilă a luminii. 5 ani de zile fără întrerupere. Și dacă ai vrea să ajungi la capătul galaxiei noastre numită Calea Lactee, va ar trebui sau ne-ar trebui 200 de mii de ani. Și dacă cineva după 200 de mii de ani mai poate merge mai departe, să ajungă la următoarea galaxie numită Andromeda, i-ar trebui, țineți-vă bine, 2.200.000 milioane 200 de mii de ani. Și oamenii de știință spun că în universul acesta există mai multe galaxii decât firicele de praf pe Terra. Și că fiecare galaxie, la rândul ei, are miliarde și miliarde de stele. De fiecare dată când privesc la măreția Universului în care suntem așezați, știți care e primul gând care îmi vine în minte? Dacă Universul acesta este atât de mare, atât de glorios, oare cât de mare trebuie să fie Dumnezeul care a creat acest Univers? Oare cât de glorios trebuie să fie Dumnezeul despre care Biblia ne spune că El cheamă pe nume fiecare stea? Isaia face o rugăciune superbă în capitolul 64 când spune O, Doamne, dacă ai despicat Tu cerurile și te-ai coborâ, munții s-ar topi înaintea Ta, ca de un foc care prinde vreascurile, ca de un foc care face ca apa să dea în clocot, ți-ar cunoaște atunci dușmanii numele și ar tremura neamurile înaintea ta, o, de-ai despica, Doamne, cerurile și te-ai coborâ, aleluia! Știți, când eram de vârsta unora dintre copiii de aici, tata m-a obligat să învăț pe din afară toate cele 12 cărți ale profesiilor mici. Sigur că nu mi-a plăcut prea mult atunci, dar astăzi îmi folosesc, nu le mai știu pe de rost chiar că atunci, dar dintre toți profeții mici, cel mai mult îl iubesc pe Hagai și pe Amos, Amos care spune în capitolul 4, versetul 12, spune așa Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și dacă te întrebi astăzi, bine, dar cine este Dumnezeul acesta? Tot Amos îți răspunde într-o poezie evrească absolut superbă în versetul 13 când spune O, oh, Dumnezeul acesta este Dumnezeul care a întocmit munții, e Dumnezeul care a făcut vântul, e Dumnezeul care îi spune omului până și gândurile lui. E Dumnezeul care transformă zorii tuneric, e Dumnezeul care umblă pe înălțimile pământului, numele Lui este Domnul Dumnezeul oștirilor, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Știți, întotdeauna am fost fascinat de felul în care un Dumnezeu atât de mare s-a făcut totuși atât de mic în jertfa Domnului Isus Hristos. Dumnezeu mi-a binecuvântat familia cu un copil, l-așteptam de 8 ani de zile e o fetiță pe care am numit-o Anastasia. De la înviere, asta înseamnă. Și vă mărturisesc că acum de multe ori trebuie să-mi fac predicile ținând-o în brațe. Sigur, când sunt acasă. Și a trebuit să pregătesc un studiu biblic pe Evanghelia după Ioan în urmă cu ceva vreme. Și o țineam în brațe. E gălăgioasă. Seamănă cu mine. Și ea mi-ascultă de obicei toate predicile, extraordinar de bine mă ascultă. Și când am ținut-o în brațe și am citit Evanghelia după Ioan, și am ajuns la capitolul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, Dumnezeul acesta mare, Dumnezeul acesta glorios, fiindcă atât de mult a iubit lumea aceasta, că a dat pe singurul său fiu. Vă mărturisesc și dați-mi voie să fac această mărturisire în fața dumneavoastră, că nu sunt atât de pocăit, că nu sunt atât de sfânt, că nu sunt atât de neprihănit, să spun că dacă Dumnezeu mi-ar fi cerut să-mi dau singurul copil ca și jerfă, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu pentru unul dintre dumneavoastră, pentru altcineva. Vă mărturisesc sincer că n-aș fi în stare. Și în timp ce îmi țineam singurul copil în brațe și citeam, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, am înțeles pentru prima dată cu adevărat imensitatea Harului Lui Dumnezeu. M-am gândit atunci că relația dintre tatăl și fiul în Trinitate este mult mai apropiată decât relația dintre mine și fica mea. Și cu toate acestea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, Dumnezeul acesta glorios, Dumnezeul acesta măreț, încât a coborât prin Hristos în lumea aceasta. Și îl iubesc pe Sfântul Evanghelist Marcu, care descrie momentul în care Hristos era pe cruce. În capitolul 15, când spune la cel de al treilea ceas din zi, Hristos a fost așezat pe lemnul de la Golgota, cel de al treilea ceas din zi, adică ora 9 dimineața. Și apoi până la ora 12 a fost lumină și deodată s-a făcut întuneric. Știți de ce s-a făcut întuneric? Nu pentru că a fost eclipsă, cum susțin unii s-a făcut întuneric pentru că întotdeauna în Biblie întunericul simbolizează pe lui Dumnezeu. Biblia ne spune că cei necredincioși la sfârșit vor fi aruncați în întunericul de afară. S-a făcut întuneric pentru că în momentul acela, pe deapsa care nouă ne dă viața, cădea asupra Lui. Toate minciunile noastre, toate hoțiile noastre, toate neiertările noastre cădeau asupra Lui Hristos. De aceea Domnul și Mântuitorul nostru iubit a strigat în limba aramaică, Eli, Eli, lama sabachtanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsiți? Dar Dumnezeu nu-L părăsise pe Hristos, Dumnezeu era cu Hristos și în Hristos, prin jerfa Domnului împăcând lumea cu sine. La ora 3 după masă, adică la ora 15, Fiul lui Dumnezeu a strigat să a sfârșit. În mâinile tale, Tată, mă încredințez Duhul. V-ați gândit vreodată de ce Domnul alege să moară exact la ora 3 după masă, când ar fi putut să aleagă să scape mai ușor la ora 1 după masă sau la ora 2 după masă? Când din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dar în mod simbolic, Domnul și Mântuitorul nostru alege să moară exact la ora 3 după masa, pentru că la ora aceea, în tempul evresc, începeau jerfele de Paști. 18.000 de miei erau aduși ca și jerfă în fiecare an pentru iertarea poporului Domnului. Exact la ora 3 după masa. Muriam mielul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să ridice păcatele noastre, să-L să, lăvi să fie numele. Un Dumnezeu atât de mare, care în Hristos se face totuși atât de mic. Și am să vă întreb în această zi, dragii mei, cât de mare e Dumnezeul dumneavoastră? Nu știu, simt în această seară că trebuie să vă mărturisesc câteva lucruri. În urmă cu vreo șase ani de zile, m-am dus la un medic cardiolog la un control de rutină. Și medicul acesta mi-a spus, domnule Mocan, va trebui să suportați o intervenție chirurgicală pe cord deschis, adică mai pe românește, operație direct pe inimă. Când am auzit chestia asta, nu știu, am simțit că puterea de gravitație e mai mare în zona mea cel puțin, abia mă țineam pe picioare. Când am ieșit de acolo, mă aștepta un prieten, fost coleg de facultate, și am zis că o față tragică, pentru că noi bihorenii suntem mai tragici de felul nostru, i-am zis, crezând probabil că aceste cuvinte vor rămâne registrate, știu eu, undeva, i-am zis, ai asistat la sfârșitul slujbei mele de predicator. Și el s-a uitat la mine inspirat de Duhul lui Dumnezeu și mi-a zis, nu, 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 nu. Am asistat la începutul slujbei tale de predicator, că până acum ai vorbit, de acum vei începe să predici. Și a doua zi m-am dus la un alt medic, aveam dureri îngrozitoare de spate. La al doilea. Și ăsta, ca totul să fie perfect, mi-a zis că am o hernie de disc. Și eram terminat. Vă mărturisesc că eram terminat. Și amândoi medici mi-au zis, vă recomandăm anul acesta să nu predicați nicăieri. Vreau să vă mărturisesc ceva. În anul acela, timp de trei luni și ceva, în fiecare seară am predicat undeva. Știți de ce? Pentru că am un Dumnezeu mare. Cât de mare e Dumnezeul tău? Tu care de ani de zile spui, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot, am un păcat în viața mea de care nu pot scăpa. Oare nu-i Dumnezeu destul de mare să te elibereze chiar în seara aceasta? Cine crede asta să spună amin o glorificat să fie numele Domnului nostru. Binecuvântat să fie Domnul care e prezent în locul acesta. Iahveșama, Domnul este aici. Am ales în această seară să vă vorbesc despre un profet mic cu Dumnezeu mare. Îl iubesc pe Hagai pentru că era un profet mic. Acum când zic că era mic, nu mă refer la înălțimea lui fizică. Nu pentru că avea un metru cincizeci, îl numim profet mic pentru că are o carte de mici dimensiuni formată doar din două capitole și vă încurajez după terminarea programului când ajungeți acasă să citiți cartea profetului Hagai. Nu o să vă pun să ridicați mâna când se face asta, dar prin credință afirm că cei mai mulți dintre dumneavoastră. Și veți vedea ceva extraordinar. Omul acesta seamănă cu cei mai mulți dintre noi. Hagai a fost un om mic, dar cu un Dumnezeu mare și s-a adresat poporul evreu care tocmai ieșise din robia din Babilon. Aproximativ 50 de mii de oameni s-au întors la Ierusalim cu scopul de a reconstrui templul din Ierusalim. Însă în loc să reconstruiască templul, au făcut ceva oarecum specific românesc. Au făcut doar temelia, au pus doar temelia, au pus doar fundația și apoi timp de 15 ani au spus de la anul ne apucăm de lucru. În loc să asculte de Dumnezeu, Poporul acesta spunea, încă n-a venit vremea să ne întoarcem la Domnul. Încă n-a venit vremea să construim casa Domnului. Și de jur împrejurul locului în care ar fi trebuit să se ridice casa Domnului, se ridicau casele evreilor, una mai mare și mai frumoasă decât alta. Și în contextul acesta, Dumnezeu ridică un profet care predică, țineți-vă bine, patru luni de zile. Unii se plâng că noi, bihorenii, suntem lungi și în mod specific mult se referă la mine. Gândiți-vă dumneavoastră, omul acesta, a patru luni de zile, aproape fără întrerupere. Și mesajul lui a fost unul simplu și clar, a zis doar atât. Așa vorbește Domnul oștirilor, a venit vremea să stați la dispoziția mea. Timp de 15 ani vreau au spus, încă n-a venit vremea, O, oh, încă n-a venit vremea să ne rugăm, încă n-a venit vremea să citim din Biblie, de ani de zile spui și tu același lucru. Încă n-a venit vremea să mă pocăiesc, încă n-a venit vremea, Domnule, să mă las de țigară, încă n-a venit vremea să mă las de alcool, încă n-a venit vremea să citesc din Biblie în fiecare zi, încă n-a venit vremea să mă duc la rugăciune în fiecare zi. Și Dumnezeu te întreabă, dar oare pentru tine a venit vremea să-ți construiești o carieră profesională, oare pentru asta a venit vremea să-ți construiești o casă, oare pentru asta a venit vremea? Dacă veți citi cartea asta, veți observa că există o sintagmă, o expresie care se repetă de foarte multe ori și asta este Dumnezeul Oștirilor. Ce înseamnă Dumnezeul Oștirilor? Yahweh Shavaot, în limba ebraică. Acum, noi, predicatorii de oraș, obișnuim să explicăm lucruri complicate câteodată cu altele și mai complicate. Mi-amintesc copil fiind... Am copilărit undeva într-un sat risipit pe niște dealuri la marginea județului Bihor și când pentru prima dată în biserica noastră a poposit un predicator teolog, am rămas toți muți de uimire. Când i a anunțat că va vorbi despre transcendența lui Dumnezeu. S-a uitat la noi, ne-a spus, domnilor și domnilor, astăzi am să vă vorbesc despre transcendența lui Dumnezeu. Și am rămas fără cuvinte. Și după terminare eu, fi mai curajos, m-am dus la el și am spus, vă rog să-mi explicați ce înseamnă transcendența. Și el s-a uitat așa puțin superior, zâmbind superior și mi-a zis, fiule, transcendența este opusul imanenței. Și am zis, acum parcă e mai clar. S-a luminat. Am zis că Dumnezeul oștirilor înseamnă ce? Iac veșavaot. Ce înseamnă Iac veșavaot? Simplu, Dumnezeul loștirilor. Dar fiți foarte atenți, aceeași expresie poate fi tradusă și altfel. Dumnezeul oștirilor înseamnă Dumnezeu de necuprins de mintea omenească, Dumnezeu glorios, Dumnezeu slăvit și în seara aceasta, aici, în biserica aceasta penticostală, e prezent Dumnezeul oștirilor. Fie ca mâna Lui să se atingă de tine. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze și în viața ta. Este titlul predicii din seara aceasta. Organizam o întâlnire de tineret în urmă cu câțiva ani în biserica Betel din Oradea și obișnuiau să vină mulți tineri la întâlnirea aceasta. Dar între tinerii care veneau, cam o mie de tineri aproximativ, erau doi tineri emo, cum li se spune astăzi, tineri triști, vopsiți negru în cap, aveau o înfățișare ciudată, se uitau așa ciudat, și după terminarea unei predici, au venit în birou amândoi la mine, și unul dintre cei doi s-a uitat la mine și mi-a spus, parcă cunoscând cuvintele profetului Hagai, a zis așa, Domnule pastor, a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze și în viața noastră. Și apoi a făcut ceva ciudat. Mi-a arătat mâinile și a ridicat haina pe care o avea și mi-a arătat mâinile. Și le-a întins așa ca și cum ar fi fost crucificat. Mâinile erau pline de crestături, fiecare crestătură o încercare de suicid ratată. De împunsături, era dependent de heroină. Și psihologii spun că heroina dă dependență absolută de la prima doză. Nu te scapă decât Dumnezeu. Nu voi uita niciodată privirea disperată a celor doi tineri. În privirea lor, am citit disperarea despre care vorbește un filozof creștin român, când vorbește despre omul fără Dumnezeu. El spune, omul fără Dumnezeu este un animal vertebrat și vorbitor care vine de nicăieri și se îndreaptă înspre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Cu ochii disperați, cu ochii mari și disperați, mi-a întins mâinile și mi-a zis, trebuie să faceți ceva. Vă mărturisesc un lucru. Nici o școală de teologie nu te pregătește pentru un moment de felul acesta. În momentul acela n-am știut ce să fac. Și ca adevărat evanghelist penticostal ce sunt, că nu știu ce să, fac, ce să fac, zic, hai să ne rugăm. Și am zis, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat. Dar pentru că nu -mi venea nicio idee, ziceam să ne mai rugăm. Am observat că în ultima vreme e la modă ca evanghelistii să întindă repede mâna peste oricine, cu toate că Biblia spune exact opusul. Și vă mărturisesc în modul cel mai sincer că nu-mi place să întind mâna rapid peste oricine. Dar în momentul acela Dumnezeu mi-a pus ceva în gând. Și îmi place să folosesc expresia aceasta, nu Domnul mi-a pus pe inimă, ci prefer să folosesc Domnul mi-a pus un gând. Așa cum folosea Nemia. Mi se pare mai clar și mai biblic. Și Domnul mi-a pus atunci un gând. Și mi-a pus în gând să fac o rugăciune pentru cei doi. N-am făcut o rugăciune lungă. Dați-mi voie să vă spun ceva, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Puterea rugăciunii nu se măsoară în ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, ci se măsoară în ceea ce se întâmplă după rugăciune. Și asta noi trebuie să o înțelegem odată pentru totdeauna. Și am făcut o rugăciune nu lungă, o rugăciune scurtă, dar am simțit prezența lui Dumnezeu cum n-am simțit-o de multe ori. Și am spus încă o dată. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Apoi am făcut o rugăciune de eliberare cu acele cuvinte pe care Domnul mi le-a dat atunci. După terminare, le-am dat celor doi un nou testament și le-am zis: citiți Evanghelia după Ioan. Și ne mai întâlnim. Și m-am întâlnit cu ei după aceea și au trecut anii. Amândoi sunt acum plecați din țară și îl slujesc pe Dumnezeu în, într-o biserică pentecostală. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu mare o glorifica să-i fie numele. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Prima lucrare pe care Domnul vrea să o facă în fiecare viață, chiar în seara aceasta, este următoarea. În primul rând, Dumnezeu vrea să te curățească de orice păcat. Cuvântul pe care l-am citit în Hagai vorbește despre curăție și necurăție și v-am spus că acolo Biblia spune următorul lucru. Noi oamenii nu putem transmite sfințenie, noi nu putem transmite neprihănire, putem transmite eventual contaminare, putem transmite microbi, putem transmite păcat. Știu lucrul acesta din experiența cu gripa pe care o am în fiecare an. Ca și evanghelist dau mâna cu foarte mulți oameni și întotdeauna în fiecare an se găsește cineva destul de amabil să dea din gripa lui puțin. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat ca eu să fiu perfect sănătos, să dau mâna cu unul bolnav și să-mi spună frate sau domnule mi-ai transmis din sănătatea ta. Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată, pentru că noi oamenii nu avem capacitatea aceasta. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Am văzut că sunteți aici destul de mulți tineri și eu mă ocup de consilierea celor care urmează să se căsătorească în Biserica Betel, unde avem undeva între 30 și 50 de căsătorii în fiecare an. Și sunt o mulțime de tineri atât de naivi. Nu vă supănați că vă spun, voi cred că nu sunteți. Dar alții sunt. Și sunt unii care au ideea asta, domne, dacă eu sunt pocăit, dacă eu sunt pocăită, îi voi transmite partenerului meu de viață din pocăința mea. Nu este el, zice frate, așa de pocăit, nu-i place să se roage, nu-i place să vină la biserică, nu-i place să respecte ce spune Biblia, dar sunt eu destul de pocăită sunt eu, zice, destul de credincios să-i transmit din sfințenia mea. E imposibil asta. Cum nu și-ar dori părinții voștri să vă transmită din pocăința lor? O, cum nu și-ar dori asta. Dar părinții voștri nu pot decât să vă ducă pe braț de rugăciune înaintea lui Isus și apoi să-i spună lui Isus, Doamne, curățește-i Tu. Prima lucrare pe care Domnul vrea să o facă în seara aceasta, în viața noastră, El vrea să ne curățească de orice păcat. Doar El poate să facă asta. Am tot respectul pentru teologia ortodoxă și catolică, pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar aș vrea să mă înțelegeți bine. Nu există preot în lumea aceasta să mă poată dezlega pe mine de sub puterea păcatului. Și mă veți, mă veți întreba, bun, dar de ce nu? O spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fiecare om care a trăit în lumea aceasta, fiecare preot, fiecare evanghelist și așa mai departe, a avut falimentele lui, căderile lui, a fost unul perfect neprihănit, perfect sfânt. El este Isus Hristos. De aceea doar Hristos ne poate transmite sfințenie. Doar Hristos poate transmite neprihănire. Doar El te poate curăța de păcatele tale chiar în seara aceasta. Știți, odată Hristos, care era atât de neprihănit, a stat în fața dușmanilor lui și le-a spus cine poate demonstra că eu am păcătuit să se ridice în picioare sau să tacă pentru totdeauna. Ne spune Biblia că niciunul n-a avut curajul să se ridice în picioare. Știți de ce? Pentru că Hristos era perfect curat. Mâna sfântă a Domnului s-a atins odată de un bolnav de lepră și o propoziție scurtă, extraordinară, care descrie puterea aceasta a lui Dumnezeu, care îl însoțea pe Hristos. Spune acolo că leprosul a fost curățit când mâna care s-a atins de el era mâna Mântuitorului, perfect curată, slăvit să fie numele. Vedeți, doar El poate să ne curățească. Am învățat conceptul acesta, sigur, și la teologie, dar l-am învățat și practic de la o soră de vreo 70 și ceva de ani. Am predicat odată într-o biserică și la final s-a predat unul care făcuse parte din lumea interlopă. Era înalt, bine făcut, a venit la mine la final și mi-a zis: Domnule pastor, am hotărât să-l urmez pe Dumnezeu. Iar peste un timp vreau să mă botez, veți veni la mine la botez. N-aveam cum să refuz. Era mare. Și am mers la botez, l-am botezat cumva. Baptisierul era mic, el era mare. Și după terminarea programului, eram în fața învonului, biserica era arhiplină și deodată prin mulțime am văzut o femeie de 70 și ceva de ani făcând un loc, dând din coate, cu viteză. A venit spre noi și a luat elan și când a fost în dreptul acestui bărbat, i-a dat o palmă peste spate. În momentul acela mie mi-a stat inima loc. Am zis, Doamne, ăsta s-a pocăit, dar s-a de puțină vreme. Și de ăștia nu ești foarte sigur. Și n-am să uit niciodată privirea acelei femei. S-a uitat la mine, era plină de bucurie. Mi-a zis, frate, ăsta e băiatul meu. Mă rog de 20 și ceva de ani pentru el. Astăzi Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și mi-a spus sora aceea un concept teologic în cuvinte de om simplu, extraordinar. A zis așa, frate, zice, îl vezi, îl văzic, că e mare. Mâna mea, mi-a zis ea, nu-i mai ajunge nici măcar la guler. Dar mâna lui Hristos i-a ajuns la inimă Extraordinar! Doar mâna lui Hristos poate să ajungă la inima omului. Am avut iluzia asta să cred o vreme că prin abilitățile mele oratorice voi reuși să-i convinc pe oameni că sunt păcătoși. Am făcut școli teologice. Cum am terminat facultatea, m-am dus la master în... în uh, limba greacă și Noul Testament, după ce am urmat studii doctorale în același domeniu și cu cât mă pregăteam mai mult, cu atât adormeau oamenii mai bine la predică. Ciudat lucru. M-am gândit mult la asta. Și odată după ce am venit de la o evangelizare, n-am deschis Biblia la întâmplare, vă rog să nu deschideți Biblia la întâmplare, nu e loterie. Citeam Cuvântul lui Dumnezeu sistematic, și eram la cartea plângerilor lui Ieremia. Și în capitolul 5, penultimul verset, Ieremia face o rugăciune absolut superbă, zice așa. Întoarce-ne, Doamne, la tine și ne vom întoarce. Spune în anterior, vindecă-ne, Doamne, și vom fi vindecați. Schimbă-ne, Doamne, și vom fi schimbați. Știți ce am înțeles atunci? Că nu voi reuși niciodată eu, prin înțelepciunea mea, să schimb viața vreunui om. Am avut iluzia asta, aveam un prieten tare bun. Care era ateu, era la facultate de filozofie și i-am adus argumente, argumentul ontologic și am crezut că dacă îi voi spune argumentul ontologic, îl dau gata. Și după ce mi-a ascultat argumentul, la final mi-a zis: Am și eu un argument, nu vreau să cred la asta, ce vrei să spui? Și am spus: Am un argument la fel de valid ca și al tău, pentru că ești prieten bun cu mine și îmi datorez ceva. Duminică vin la biserică. Și l-am adus la biserică. Și am mers într-o biserică mare din București, am stat undeva pe ultimul rând, predicatorul vorbea atât de încet încât n-auzeam nimic. Și eram așa de supărat, vă mărturisesc sincer. Și stăteam și îmi spuneam cu ciudă în mine însumi, exact astăzi l-am adus, de -ar putea vorbi și predicatorul ceva mai tare. Nu va auzi nimic. Și în timpul în care eu îmi spuneam asta mie aici, în inima mea, deodată a început cineva să plângă. Era prietenul de lângă mine, plângea atât de tare încât oamenii au început să se întoarcă înspre noi. Iar mie mi-a fost puțin rușine, i-am dat un cot și am zis, nu plânge așa de tare. Știți ce mi-a spus atunci? Adi mi-a zis el, până acum ai încercat tu să mă convingi că-s păcătos. Acum mă convinge Dumnezeu. Trimite, Doamne, Duh de cercetare fă să-i simțim apropierea ca să putem sta în picioare. O, prorocește în în seara aceasta în Biserica Gloria din Arad. Dumnezeu vrea să facă o lucrare în viața noastră a tuturor. Și prima lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă este aceasta. El vrea să ne curățească de orice păcat. A doua lucrare. El vrea să ne transforme viața. El vrea să schimbe orice viață. Numai că înainte ca Domnul să schimbe orice viață, El așteaptă de la noi o decizie. Știți, există concepția aceasta greșită, pe care am văzut-o în viața unora, concepția că în mod supranatural, cumva Dumnezeu va schimba viața unui om, înainte ca omul să ia o decizie pentru Dumnezeu. Mi-a spus cineva odată, dacă Dumnezeu vrea ca eu să mă pocăiesc, să-mi spună clar, să aud o voce care să-mi spună, lasă-te de păcatul acela și du-te la biserică. Dar știți ce spune Cuvântul Sfânt în această seară? Cuvântul lui Dumnezeu prin Hagai le spune evreilor în felul următor. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră, El vrea să vă schimbe viața, dar înainte ca Dumnezeu să facă această transformare, înainte ca Dumnezeu să lucreze această schimbare, El așteaptă de la voi o decizie, decizia de a asculta de El. Și după ce ați luat această decizie, ultimul verset pe care l-am citit, ce promite Domnul? Dar din ziua aceasta, zice Domnul, adică din ziua în care hotărăs să te lași de păcat, din ziua în care hotărăs să-L urmezi pe Domnul, dar din ziua aceasta, zice Domnul, Domnul, îmi voi da binecuvântarea mea. Ce înseamnă că Domnul își va da binecuvântarea lui? Înseamnă că Domnul îți va da putere să te ții de decizia pe care ai luat-o. Sunt prea mulți oameni care așteaptă așa un miracol spontan în viața lor. O, dacă vrea Dumnezeu să mă schimbe, zice, să simt o putere dintr-o dată și în momentul acela să scap de orice tentație. Asta nu se va întâmpla niciodată. Mai puteți aștepta încă 8.000 de ani și nu se va întâmpla asta. Înainte ca mâna lui Dumnezeu să se atingă de voi, înainte ca Dumnezeu să vă schimbe viața, Dumnezeu așteaptă de la tine și de la mine o decizie. Și în momentul în care ai luat această decizie, Dumnezeu, în mod tainic, e gata să lucreze în inima ta și să schimbe viața. Dumnezeu poate face asta. Sunt oameni care spun, pe mine Dumnezeu nu mă poate schimba. În satul nostru, nu știu dacă v-am povestit data trecută, dar dacă am spus-o, cred că aș fi prea optimist să cred că își mai aduce cineva minte. În satul copilăriei mele era un om pentru care se ruga toată biserica și se ruga. Era cel mai rău om de la noi din sat. Când nu eram cu minți, bunica zicea, dacă nu sunteți cu minți, vine domnul acela. Apropo, am văzut copii în biserică. Dacă părinții vă mai amenință în felul acesta, să știți că nu v-ar da pentru nimic în lumea asta. Fie vorba între noi. Dar eu credeam pe bunica de fiecare dată. De aceea mă rugam, Doamne, schimbă-l pe omul acesta. Dar mai erau în biserica noastră niște oameni foarte sceptici, cum sunt de multe ori și în bisericile noastre, pe care i-au și comentând așa în surdină. Pe ăsta nici Dumnezeu nu mai schimbă. Ne rugăm noi, dar degeaba ne rugăm. Iar, iar a venit biletul cu respectivul. N-are rost. Nu voi uita niciodată. Era duminică dimineața era un copil și cineva predica și a intrat în biserica noastră omul despre care v-am spus prima dată în viața lui era abiat Abia se ținea pe picioare și că l-am văzut cum a intrat în biserică în biserică atunci când au văzut frații cum, cum era dacă până atunci s-au rugat doamne fă să vină la adunare cum se rugau doamne fă să meargă acasă cât mai repede s-a așezat undeva pe ultimul rând și doi frați mai puternici s-au pus unul în stânga și altul în dreapta lui. Și noi toți copiii ne-am uitat la el toată predica. Predicatorul vorbea și noi ne uitam la el. Toată predica a plâns, cum n-am văzut pe nimeni plângând în adunare. Plângeam hohote, nimeni nu mai plângea în biserică. Ne uitam la el. N-am crezut în lacrimile lui, vă mărturisesc, am crezut că lacrimile lui sunt așa. Trei zile și după aceea se duce. Dar au trecut mai mult de trei zile. A trecut o săptămână și după o săptămână Duhul lui Dumnezeu l-a dus din nou în adunare. S-a așezat din nou pe ultimul rând, de data asta era perfect treaz și de la început până la sfârșit a plâns. L-a urmat pe Domnul după aceea, a fost botezat, astăzi este în biserică și când eram adolescent mă uitam la el și îmi era atât de ciudat. Mă gândeam, Doamne, cum poate omul ăsta să plângă tot timpul? mai era câte o predică pe care eu nici nu auzeam și l-am întrebat odată așa sincer cum sunt adolescenții și copiii, i-am zis, frate, cum poți să plângi la predica asta, că eu nici n-am auzit nimic. Și el mi-a spus cu ochii plini de lacrimi, mi-a zis, frate Adi, a spus el, dacă aș sta în biserica asta patru vieți, tot n-ar fi de ajuns să-mi toate păcatele pe care le-am făcut. Și a mai spus, a făcut o mărturisire de credință. Dacă Dumnezeu a putut să schimbe viața mea, a zis El, nu cred că, nu cred că există om pe care mâna lui Dumnezeu să nu-L poată schimba, aleluia. Cred din toată inima că Dumnezeu poate schimba orice viață. Dar înainte ca Dumnezeu să lucreze nașterea aceea din nou, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, când spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, în originalul grecesc este o nouă identitate. Înainte ca Duhul lui Dumnezeu să, să transforme identitatea noastră interioară, El așteaptă de la noi o decizie, chiar în seara aceasta. Și El este gata în mod supranatural, prin Duhul Său cel Sfânt, să binecuvânteze decizia ta și să-ți dea puterea să te transformi. Știți, îl iubesc pe Hagai pentru că are niște versete frumoase, versetul 21 și 22 zice, vorbește lui Zorobabel, regătorul lui Iuda și spune-i, vorbește aici despre un cutremur, zice, voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împăraților, neamurilor, voi răsturna carele de război și pe cei ce se suie în ele. Voi clătina, zice Hagai, încă o dată cerurile și pământul. Știți ce? Aș vrea să lăsați pe Dumnezeu să clatine viața voastră. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine viața ta. Câteodată e bine ca Domnul să facă lucrul acesta. Dumnezeu le spune evreilor în felul următor. Dacă nu vă întoarceți la mine, zice Domnul, dacă nu ascultați de mine, v-am trimis odată în Babilon, sunt gata să vă trimit și a doua oară. Voi clătina încă o dată, zice Domnul. E bine din când în când ca Dumnezeu să ne clatine viața. E bine câteodată să trecem prin valea umbrei morții. Știu că se promovează astăzi, așa zis, a teologia prosperității. Biblia promovează altceva. Știți ceva? Cred din toată inima că în cer vor fi oameni care vor mărturisi în felul următor. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea mea, dacă n-ar fi permis Dumnezeu să mă îmbolnăvesc, n-aș fi fost astăzi aici. Vor fi oameni care vor spune, dacă n-ar fi lăsat Domnul să, să trec prin boala aceea îngrozitoare, astăzi n-aș fi în cer. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine viața ta, pentru că momentul în care Dumnezeu clatină viața noastră, rearanjează prioritățile în viața noastră. C.S. Lewis, marele filozof creștin englez, zicea că suferința este portavocea lui Dumnezeu prin suferință Dumnezeu strigă la noi. Știți, atunci când ni se îmbolnăvesc copiii, atunci când trecem prin necaz, atunci când trecem prin durere, deodată ne aducem aminte că rugăciunea e mai importantă decât să stăm în fața televizorului. Deodată înțelegem că e mai important să venim la biserică decât să mergem în oraș. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine viața ta, pentru că atunci când Dumnezeu clatine viața ta, rearanjează prioritățile în viața ta. O, zice Domnul, voi crătina încă o dată cerurile și pământul, mare și uscatul. E bine câteodată să avem câte o durere de spate, e bine să mai avem câte o pierdere financiară, e bine să pierdem un loc de muncă câteodată, pentru că în felul acesta Dumnezeu ne trezește și rearanjează prioritățile în viața noastră. Știu că e greu să spui, Doamne, harul tău mi este de ajuns. Pentru că noi de cele mai multe ori ne rugăm, Doamne, pe lângă Harul Tău ar fi bine să ne și vindești. Pe lângă Harul Tău ar fi bine, Doamne, să rezolvi și problema pe care o avem. Pe lângă Harul Tău ar fi bun și un apartament sau o mașină sau o casă. Dar câteodată Dumnezeu ne spune, Harul meu îți este de ajuns. Mântuirea pe care ți-am oferit-o în Hristos este suficientă. Și dacă nu înțelegi să te întorci la mine, zice Domnul, atunci voi face un lucru. Voi mai clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. A venit odată o soră după terminarea unui program la mine și mi-a zis, frate, zice, că când ai fost data trecută aici, am luat decizia să-L urmez pe Iisus Hristos, dar eram legată de, de țigară, nu mă puteam lăsa. Și când am mers acasă, am făcut o rugăciune și am spus lui Dumnezeu, Doamne, fă ce vrei cu mine, dar eu nu mai vreau să fumez. Și atunci Dumnezeu a zis, ea, în mod ciudat, paradoxal, zice, atunci Dumnezeu m-a binecuvântat cu o boală că n-am mai putut fuma. N-am mai auzit niciodată expresia asta, m-am uitat la ea. Și a spus, frate, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o boală ca să nu mai pot fuma. Am putut să fac botezul. Dar Dumnezeu a lucrat o minune acolo. La botez m-a și vindecat înapoi. Incredibil. Câteodată Dumnezeu în viața noastră. Știți, am convingerea aceasta că dacă voi muri paralizat, când voi fi în veșnicie, voi putea păși pe picioarele mele. Cred din toată inima că dacă voi fi orb în ziua în care voi muri, în următoarea fracțiune voi vedea cu ochii mei toată slava aceea despre care vorbește Biblia. Cred că dacă voi fi paralizat în ziua morții, mă voi ridica pe picioarele mele. Cred că dacă voi fi bolnav de cancer, când voi trește în veșnicie, voi fi perfecurat. Și cred din toată inima că în cer vor fi oameni care vor spune, Doamne, îți mulțumim că ai permis durerea, necazul, suferința, pentru că dacă n-ai fi permis toate acestea în viața noastră, astăzi n-am fi aici. Vă spun ceva, prefer să ajung în cer bolnav decât sănătos în iad. De aceea lasă-L pe Dumnezeu să clatine viețile tale. Viața ta. Lăsați-l pe Dumnezeu să clatine viața voastră. Știți, Hagai, când spune, voi clătina încă o dată cerul și pământul mare și uscatul, voi nimici puterea împăraților neamurilor. Știți la ce se referă aici cuvântul lui Dumnezeu? La faptul că evreii spuneau Domnului așa, Doamne, noi am vrea să reconstruim Templul din Ierusalim, dar e o mare problemă. Avem niște vecini mult prea răi care nu ne lasă. Și din cauza acestor vecini, împărații neamurilor, cum îi numește textul biblic aici, împărații neamurilor sunt mult mai puternici decât noi. Știți ce spune Domnul prin Hagai? Voi clătina cerurile și pământul, mare și oscatul, voi clătina toate neamurile. Puterea împăraților neamurilor va fi doborâtă. Altfel spus, a treia lucrare pe care Dumnezeu poate să o facă în viața noastră în această seară, El poate să rezolve cele mai mari probleme din viața noastră. El poate lucra la rezolvarea celor mai mari probleme din viața noastră. Cea mai mare problemă a evreilor era problema pe care o aveau cu vecinii. Și din cauza aceasta n-au putut să se apuce de reconstrucția templului. Nu știu care e cea mai mare problemă din viața ta. Aș vrea să te gândești în momentul acesta la cea mai adâncă suferință. Cea mai amară amărăciune, ca să folosesc așa și un pleonaz poetic. Nu știu, poate e o problemă de sănătate, poate e o problemă în familia, ta știți ceva? Că ne uităm la probleme în fiecare zi par din ce în ce mai mare, exact cum Goli părea din ce în ce mai mare când de vrei să uitau la El. Dar aș vrea vă spun în modul cel mai sincer, eu când mă uit în momentul acesta la starea mea de sănătate. Starea mea de sănătate este golia vieții mele. Dar de fiecare dată când mă uit acolo, de fiecare dată când merg la medicul cardiolog, de fiecare dată, nu mă uit la boală, nu mă uit la diagnostic, ci mă uit la Dumnezeul oștirilor, care este mult mai mare decât orice problemă din viața noastră. Când Moise a trebuit să conducă poporul timp de 40 de ani prin deșert, gândiți-vă dumneavoastră, trebuie să le dea de mâncare cineva a calculat, că ar fi trebuit să le dea de mâncare 500 de tone de mâncare în fiecare zi. 500 de tone, 13 milioane de galoane de apă în fiecare zi. Ia gândiți-vă dumneavoastră, nu a fi spus Moise, Domnului, Doamne, dar de unde să le dau de mâncare aici prin deșert? Și aud vocea lui Dumnezeu care îi spune, Moise, eu sunt Dumnezeul oștirilor. Eu vă pot da să mâncați în fiecare zi din mâna mea. Parcă l-aud pe Moise zicând, Doamne, dar ce facem cu apa? Și Domnul îi spune, uite o stâncă, Moise. E seacă stânca, da, Doamne, seacă, din stânca aceea, eu sunt destul de mare și de puternic să vă dau să beți cea mai bună apă care s-a băut vreodată într-un deșert. Nu știu, mi-l imaginez pe Moise spunându-i Domnului, Doamne, dar ce facem cu pantofii prin deșert? Și Domnul spunându-i Moise, vă dau niște pantofi care 40 de ani nu se vor rupe. Ca bocancii pe care i-am primit de la bunicul în prima zi de școală. Eram săraci, și bunicul mi-a dat niște bocanci care nu s-au rupt patru ani. Mi-a și dorit din toată inima să se rupă. Am tot încercat de câteva ori, dar n-am reușit. M-am bucurat mult când am scăpat de ei. Știți, Dumnezeu spune așa, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la mine, zice Domnul oștirilor. Vreau să închei contemplare. Am un prieten care e pastor baptist, care mi-a spus, noi eram cei mai săraci oameni din satul nostru, mi-a zis el, cinci copii acasă. Și într-o zi tata s-a îmbolnăvit grav. Atât de grav încât medicii l-au trimis acasă cu ambulanța și lângă el au pus sicriu. Gândindu-se că suntem o familie săracă, au zis, cumpărăm noi sicriul și îl trimitem în familie pentru că oricum ei sunt prea săraci. Să cumpere un sicriu. Și îmi spunea el: Imaginează-ți când tata a ajuns la noi în casă, l-au pus în sufragerie, în bucătărie, în dormitor, trei în unul, pentru că aveam o singură încăpere la casă. Și lângă tata au pus sicriul. Mi-a spus el atunci, în seara aceea, ne-am ținut cu toții de mână. Mama ne-a condus într-o rugăciune scurtă. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, noi știm că Tu poți să faci minuni și astăzi. Noi știm că Tu ești destul de mare, destul de puternic să faci minuni și astăzi. Noi îți mărturisim că avem nevoie de Tatăl nostru. Și a fost o rugăciune scurtă, și în seara aceea a zis, nu s-a întâmplat nimic. Dar a doua zi dimineața, tata era pe picioare. Au trecut de atunci mulți ani, îmi spunea el zâmbind. Noi mergeam împreună spre casa lui părintească și mi-a zis, ai grijă, când ajungem acolo, tata obișnuiește întotdeauna pe cei care vin pentru prima dată în casa lui să-i ducă sus în pod unde păstrează sicriul. Să nu cumva să te sperii, mi-a zis el, că știu că ai probleme cu inima. Și într-adevăr, cum am ajuns în casa aceea, fratele scump, așa, s-a uitat cu o față conspirativă la mine, dar el nu știa că eu știam. Și mi-a zis, vină după mine în pod. Și am urcat într-un pod, așa, pe o, scară ce abia se ținea și când am ajuns în pod, am văzut și e o imagine nu foarte plăcută. Și fratele acesta s-a ridicat în picioare, s-a aranjat, mi-a plăcut de el, avea ținută. E diferență mare între demnitate și mândrie. Un om cu demnitate a stat așa drept și mi-a zis, frate Adi, dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea mea, acum eram aici. Dar pentru că am un Dumnezeu mare, astăzi pot vorbi cu tine. Cât de mare Dumnezeul vostru aici la gloria în seara aceasta. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze și în viața ta, strigă profetul Hagai. A venit vremea ca Dumnezeu să te curățească de orice păcat. A venit vremea ca Dumnezeu să schimbe viața după ce tu vei fi luat decizia aceasta. A venit vremea ca Dumnezeu să se atingă de problemele tale și Domnul promite, voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul. Sunt gata să rezolv cele mai mari probleme din viața ta, nu pentru ca noi, pentecostalii, să ne leudăm că suntem mai buni decât alții, ci pentru ca lumea întreagă să știe că există Dumnezeu. Și să-i spunem exact cum i-am spus în rugăciunea Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Pentru ca cei din Arad să știe că aici, în Biserica Gloria, există un Dumnezeu viu. Pentru ca România să știe că Dumnezeu lucrează, și astăzi glorificat să fie în numele Lui. A vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. A vrea să-mi permiteți în momentele care urmează să vă rog, acolo unde sunteți, să stați cu reverență și să stăm cu reverență ca în prezența Lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă gândiți că în locul acesta este prezent Dumnezeu. Voi spune încă o dată ceea ce spunea profetul Hagai. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze și în viața noastră. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze și în viața ta. Dumnezeu vrea să schimbe viața și poate să facă asta. Niciun preot, niciun pastor nu poate să facă asta, dar Hristos poate să facă asta. Și dacă există cineva în locul acesta care vrea să-i spună Domnului, Doamne, vreau în această seară să iau o decizie pentru Tine. Te rog frumos să binecuvântezi Tu decizia mea. Dacă există cineva în locul acesta care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu glorios, ești un Dumnezeu slăvit, ești un Dumnezeu atotputernic și Tu poți să schimbi viața mea. Dacă există cineva care vrea să facă acest lucru, vă invit acolo unde sunteți să ridicați o mână sus. Dumnezeu e aici. Dumnezeu e aici. Vă rog să țineți mâna sus. Țineți mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ia veșama, Domnul este aici. Simt că Dumnezeu e gata să lucreze. Dar dincolo de ceea ce simțim noi, noi știm că Dumnezeu este aici prin credință. Și dacă mai există cineva în seara aceasta care vrea să-i spună lui Dumnezeu: "Doamne, am încercat să mă schimb singur și n-am putut." Dar vreau în seara aceasta să simt că mâna ta se atinge de mine. A vrea să stai cu mâna ridicată sus și rugăciunea aceasta vreau să rostesc pentru tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți aceia care au ridicat mâna sus. Îți mulțumesc, Doamne, că ești prezent în locul acesta. O, ce glorios ești Tu, Dumnezeul nostru! Vin înaintea Ta, cum a venit David odinioară și spun, Dumnezeule, zidește în noi o inimă curată, Dumnezeule! Pune în noi un Duh nou și statornic. Nu ne lepăda de la fața ta și nu lua de la noi Duhul tău cel Sfânt. Dă-ne, Doamne, iarăși bucuria mântuirii tale. În numele Domnului Isus Hristos, Doamne, atinge de fiecare persoană din locul acesta. Atinge-te, Doamne, de toți aceia care au avut curajul să ridice mâna prin credință. Oamenii aceia care au înțeles în seara aceasta că a venit vremea ca tu să lucrezi în viața lor. A venit vremea ca tu să le schimbi viața, Dumnezeule. Și mă rog în momentul acesta, dacă există cineva legat de un anumit păcat, în numele Lui Isus Hristos se liberează-L Tu, Doamne. Doamne, Tu ești adevărul care face liber. De aceea te rog în această zi, Doamne, eliberează de sub puterea alcoolului, eliberează de sub puterea minciunii, eliberează de sub puterea neiertării, eliberează de sub puterea drogurilor, eliberează de sub puterea imoralității. Doamne, lucrează cu putere în locul acesta. Vrem să vedem slava Ta în locul acesta. O, mă rog ca Moise din Ioară, vreau să văd slava Ta în Biserica Gloria, Doamne. Vreau să simt cum prezența Ta ne copleșește în seara aceasta, Doamne. Mă rog, atingete de fiecare persoană din locul acesta Și fă ca toți să simtă că în locul acesta este prezent Iahve Shavaot, Dumnezeul oștirilor Binecuvântat să fie, Doamne, numele Tău O, Doamne, vrem să gustăm din Tine, să vedem cât ești de bun Mă rog, Doamne, clatină viețile noastre atunci când vrei să rearanjezi prioritățile în viața noastră, Doamne, clatină viețile noastre și îți mărturisim că harul Tău, Doamne, ne este de ajuns. Și îmi doresc, Doamne, ca toți, de la copiii de aici din față până la cei mai în vârstă, de pe ultimul rând, mă rog, Doamne, ca toți să simtă, să simtă în această zi puterea Ta, Dumnezeule. Amen. Și într-o zi, într-o zi se va auzi Maranata, vine Hristos în vremurile acestea tulburi, simți că de undeva din răsărit bate acest vânt al schimbării. Simt că se apropie dimineața când se va auzi strigarea, când însuși Domnul cu glasul unui arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu va suna. Și cei care au adormit în Hristos vor ieși din mormânt cu moartea pe moarte călcând. Doamne, mi-e dor de ziua aceea, și dacă vom fi în viață, mă rog, Doamne, să fim transformați într-o fracțiune de secundă, și vreau să ne ridicăm în văzduh, unde vom fi pentru totdeauna cu tine, în locul unde nu va mai fi nici moarte, nici durere, nici în mormântări, nici în tuneric, unde nu vor mai fi, Doamne, oameni bolnavi și cortegii funerare. Doamne, mă rog, în seara asta. Atunci, să ne spui tuturor celor ce am fost în această seară aici: Vino rob bun și credincios. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, Tată, pentru că m-am rugat în numele scump al Domnului Isus, că noi nu avem merite înaintea ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Haideți să mai facem ceva.